Bună ziua, dragii mei! Având în vedere că se apropie Sfântul Valentin, am gândit să vă arăt o rețetă rapidă, dar pe măsură și foarte, foarte gustoasă pentru o cină în doi. Să începem! Pentru această rețetă aveți nevoie de 14 creveți, 200 grame de roșii cherry, 3 linguri de bulion, ulei de măsline, bineînțeles, 2 căței de usturoi, eu căței de usturoi îl las în coajă pentru că îmi place mai mult aroma, 150 de ml de vin alb și, bineînțeles, spaghete. Să începem! Pentru început vom curăța creveții, doar 4, vom lăsa întregi, pentru că o să-i prăjim separat, o să vedeți. Creveții i-am curățat, după care o să-i tai în două sau în trei, depinde de mărimea lor. Cred că în două este perfect. Am să iau un culcător și am să-i tau așa. Creveții sunt tăiați și între timp am pus și apa la fiert pentru spaghete împreună cu sarea. Putem începe prepararea. Într-o tigaie încinsă, ulei de măsline, după care adăugăm usturoiul și așteptăm să se rumenească. Atenție să nu se ardă. Îl întoarceți dacă e nevoie. Al meu s-a prăjit deja. Scoatem afară. Ups. Așa. Și adăugăm creveții. Pe care îi călim 2 minute, maxim 3, nu mai mult. Între timp, într-o tigaie mai mică, am pus ulei și aceștia 4 creveți. Îi prăjim 2-3 minute, după care înăbușim cu restul de vin și oprim aragazul. Acesta este pentru ornament și pentru gust, bineînțeles. Creveții noștri s-au înăbușit, adăugăm bulionul. Sare și piper. Creveții împreună cu bulionul au scăzut. Acum adaug roșiile sherry. Sosul a scăzut, spaghetele au fiert. Am să adaug spaghetele și revin cu rezultatul final. Iar rezultatul final este acesta. Am pus și un pic de pătrunjel pentru ornament. Vă asigur că este foarte delicios.